Dragi prieteni, stimați privitori, telespectatori, toată lumea care este online la acest moment, vă salutăm cu mare drag. Campania UE pentru Moldova Rurală a ajuns într-o nouă instituție de învățământ profesional tehnic. Suntem la școala profesională de la Bubuieci, iar aici, în localitate, oportunitățile și dezvoltările nu s-au oprit în ultima perioadă, asta grație proiectelor cu sprijinul Uniunii Europene implementate în instituție. E vorba despre proiectul DEVRAM, care a creat și dezvoltat mai multe oportunități pentru elevii care studiază în această instituție. Proiectul este implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica și Donau Soia. Noi am venit să admirăm ce fac aici elevii, cum au primit aceste schimbări și modernizări și ce oportunități li se deschid în față grație proiectelor implementate de UE. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Zinaida Sajin că ne primește astăzi. Sper să avem o vizită plăcută împreună cu toată lumea. Bună ziua! Bună ziua! Ne găsim acum aici în sera didactică de la meseria floricultori, amenajată și dotată cu suportul proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale, implementat de ADA și în colaborare cu Centrul Educațional Prodidactica. Grație Uniunii Europene, elevii noștri sunt beneficiarii direcți pentru o educație de calitate, impactul fiind, ca impact fiind, desigur, și dezvoltarea ulterioară a economiei naționale. Cu siguranță, mai ales că localitatea se află în apropierea capitalei, dezvoltarea zonelor rurale vine cu impact direct și asupra creșterii locurilor de muncă în urma studiilor efectuate aici. Eu știu că școala profesională de la Bubuieci pregătește specialiști în mai multe domenii, de la bucătărie până la apicultură și floricultură. Noi o să vedem astăzi aici în atelierul, practic, ce fac elevii la această disciplină. Spuneți-mi, dumneavoastră, dacă tot vorbeam de proiectele dezvoltate și finanțate cu ajutorul, cu suportul Uniunii Europene, ce domenii aveau nevoie de mai mare atenție, pentru că le-ați identificat și le cunoașteți cel mai bine? Probabil că domeniul sectorului agrar a fost cel mai vulnerabil o perioadă foarte îndelungată și grație finanțatorilor externi s-a găsit acel punct vulnerabil unde s-a luat o decizie corectă de a investi în instituțiile care pregătesc meseriași pe piața muncii în domeniul agrar. Orice țară se menține de sectorul agrar, fiindcă orice om ca sursă de alimentare este hrana și mai ales acum tendința tuturor este ca să ne alimentăm corect. Cât mai sănătos. Cât mai sănătos și aceasta ține nemijlocit de agricultură. Cu predilecție pentru Republica Moldova, într-adevăr, acest domeniu cere și e nevoie de o mai mare deschidere față de el. Concret, instituția a beneficiat de proiectul DEVRAM. Spuneți-ne dumneavoastră despre ce dotări este vorba în cadrul acestui proiect. Este vorba despre dotarea acestei serii didactice cu sistem de irigare. Deci s-a folosit două sisteme, deci sistemul de irigare prin picurare și sistemul de irigare prin aspersiune. Vreau să menționez că sistemul de irigare este unul performant, fiindcă este computerizat, unde maestrii și cadrele didactice care activează la această meserie pot să
să programeze, da? Da, momentul când trebuie, fiindcă fiecare plantă are nevoie de o anumită umiditate, o cantitate de umiditate, și atunci, ținând cont de factorii necesare ai plantei, cadrele didactice își pot programa când să înceapă a iriga plantele, mai ales că au fost zilele de weekend, sărbători, și atunci acest sistem ne facilitează cumva activitatea. Da. De ce alte proiecte a beneficiat instituția? Mă refer la cele cu suportul UE din banii europeni. De asemenea, instituția noastră încă din anul 2014 este beneficiară proiectului Concept, implementat de Liechtenstein. Vreau să menționez că grație acestui proiect a fost renovat, reparat și dotat cu utilajele cele mai moderne laboratorul didactic de la meserie bucătar și cofetar. De asemenea, grație acestei investiții, elevii de la această meserie, deja câteva generații de elevi, au beneficiat de o pregătire foarte bună, calitativă, și unii dintre ei deja sunt profesioniști pe piața muncii din țara noastră. Asta bucură foarte mult. Eu știu că inclusiv grație proiectului Devram s-au pus bazele primului curs de bucătărie vegană sau vegetariană din Republica Moldova. O să ne spuneți dumneavoastră mai multe despre asta, dar și cum au primit elevii cursul ăsta, spuneați, fiind într-o tendință tot mai mare pentru alimentație sănătoasă, având tot mai multă grijă despre cât, ce și de ce calitate punem în farfurie. De fapt, se zice că suntem ceea ce consumăm, ceea ce mâncăm. Acest curs a luat naștere ideii parvenite din partea colectivului, fiindcă orice idee care se lansează vine de jos în sus, adică se analizează ce oportunități, care sunt, probabil, da, și care ar fi cererea. De fapt, acest curs se conține, deci este o parte din curriculumul de la meserie bucătar. Elevii, de fapt, sunt inițiați în acest domeniu, mă refer la elevii care studiază la 2 ani. Dar acest curs de bucătărie vegană și vegetariană, de fapt, a fost preconizat, prevăzut mai mult pentru adulți. Și pentru prima dată în școala noastră s-a lansat această idee. Cu ajutorul colegilor noștri a fost elaborat planul de învățământ, curriculumul, care este aprobat de către organul ierarhic superior, Ministerul Educației. Și a fost lansat acest curs. Deja cursul demarează de la 1 aprilie. Cursul este format din două aspecte, instruirea teoretică și instruirea practică. Acum, săptămâna precedentă a avut loc în laboratorul nostru didactic primele ore de instruire practică. Vreau să zic că avem niște cursanți care manifestă interes, activi, care vin și ei cu idei inovative. De fapt, nu învață numai ei de la noi, dar învățăm și noi de la ei. Este o învățare activă și reciprocă. Și sperăm că, de fapt, ne fac și promovare cu preparatele lor, și sperăm că nu peste mult timp va fi formată și a doua grupă. Asta e minunat, mă bucur foarte mult să aud. Știu că și cadrele didactice au beneficiat de instruiri, dar cred că cel mai bine știți dumneavoastră în calitate de manager al acestei instituții, ca să ne povestiți detalii. De fapt, orice proiect care vine din exterior cu finanțare Uniunii Europene prevede și o activitate nemijlocită sau mai multe activități care se axează pe instruirea și formarea cadrelor didactice. Ori
acest lucru este necesar pentru ca ulterior să obținem calitate în ceea ce facem. Și să transmitem mai și departe. Și să transmitem mesajul elevilor noștri care ulterior vin pe piața muncii ca să împărtășească acele investiții care le-au făcut reprezentanții Uniunii Europene. Cadrele didactice au beneficiat de mai multe, atât cadrele didactice, de fapt și cele manageriale, au beneficiat de mai multe cursuri de formare, precum sunt formarea adulților, cursuri formator de formare a adulților, elaborarea competențelor de strategiilor de comunicare, în baza căreia am avut un rezultat frumos, de fapt a fost actualizată pagina web a instituției, care este actuală, renovată și eficientă. Au fost lansate standardele educaționale în agricultură. Am avut reprezentantul școlii care a făcut parte din grupul de lucru, maestru profesor de la meseria apicultor. A fost elaborat curriculumul agricultura ecologică. De asemenea, am avut membri din cadrele didactice în grupul de lucru. Au mai beneficiat de, și de alte instruiri, cum au fost ecologizarea și alte aspecte importante ce ține de agricultură. Mai sunt și alte cursuri pe care elevii le-au studiat, vorbeam de bazele nutriției, dar și de inițierea afacerii în creșterea plantelor decorative, concret ceea ce avem noi aici pe loc. Vai cât de harnice sunt elevele noastre, au și reușit aproape să decoreze. Meseria de floricultor, de fapt, nu presupune foarte multă comunicare, este vorba de creativitate și muncă. Însă are o cerere foarte mare, mă refer la decoruri, la îngrijirea grădinii, tot mai multă lume pune accent pe o grădină ca la carte, care să arate bine, care să fie conform unor criterii, standarde, care sunt aici studiate. De fapt, de ce noi am numit acest curs Inițierea afacerii în floricultură, fiindcă suntem unica instituție care pregătim floricultori pe piața muncii din țară și ne axăm pe aranjamente florale de plante cu rădăcină. De ce nu plante tăiate? De asemenea, decis noi că este, nu că este un trend acum, dar este necesar pentru ecologizare și pentru a avea, deci pentru protecția plantelor, ca ele să aibă o viață cât mai lungă. Cred că nu o să vă supărați dacă eu încet, încet trec către elevii noștri care au aici o demonstrație practică. Și o să vreau să întreb pe doamna profesoară, doamna Tatiana, știu că din toate pe câte le-a menționat doamna director Sajin, ați participat și dumneavoastră, inclusiv la schimbul de experiențe cu colegii din România. Spuneți-ne cu ce feedback ați rămas după aceste instruiri, după aceste traininguri. Deci, mă numesc Tatiana Costin, sunt profesor maestru în meseria floricultor. Citesc ore de specialitate la această meserie. Așa. Deci, în primul rând, vreau să menționez că suntem unica instituție din Republica Moldova care pregătim muncitori ce ține de designul floral și cultivarea plantelor decorative. Și, da, o să fiu de acord cu dumneavoastră, am participat la un curs de formare a adulților și am fost pregătit și instruiți de către formatorii de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și am fost onorați să participăm la acest curs. De fapt, a fost o vizită online sau o vizită virtuală și nu numai ca formator, deci ne-am simțit
bine că am împărtășit și experiențele proprii ce ține de creșterea și amenajarea sau întreținerea plantelor decorative. E minunat că reușesc elevii noștri să ajung și la ei. Eu sper că reușesc colegii mei să ajungă cu ochiul camerei ca să vă arate și dumneavoastră ce se întâmplă aici. Putem să întoarcem compoziția ta ca să o vadă mai bine camera? Așa, cu încredere, cu încredere. Spune-ne cum te numești și spune-ne ce feedback ai cu referire la cursurile de care ai beneficiat în ultima perioadă aici. Mă numesc Sandulova Laura, sunt de profesie floricultor și mă bucur să fac compoziții. Îți place? Ce anume îți place? Ce competențe ai dezvoltat aici pe care crezi că le vei implementa pe viitor în profesia ta? Cred că o meserie de floricultor m-a învățat mai mult să îndrăcesc florile, dar și să îmi plac să plantez flori. Îmi pare foarte bine, admir și eu ceea ce faceți aici. Hai să vorbesc și cu colega ta să-mi spună cât de importante sunt utilajele pe care le-ați pus în practică aici în lecțiile voastre practice. Mă refer la dotarea serei și la tot utilajul de care a beneficiat instituția. Tu, cum ai simțit că ai beneficiat de el? Mă numesc Irina, sunt de profesie floricultor și chiar mi-a părut bine că am venit la școala aceasta și de meseria aceasta și mi-a părut foarte bine că fac practica cu așa utilaje noi, moderne, pentru că ne este de foarte mare ajutor, deoarece nu o dăm manual, dar cu sistemele de irigare. În același timp când plantele sunt date automat, noi putem face alte lucruri în seră. Plantăm plantele, facem compoziții. Ia spune-ne despre compoziția pe care ai făcut-o și cu încredere o poți roti, așa ca să aibă o imagine clară și cei care ne urmăresc. Ce ai folosit aici? Aici am folosit mușcat, dalie, coleus, am folosit sulfinia, petunia am folosit. Așa, sunt flori care coexistă împreună, da? Și arată foarte frumos împreună. Sunt de acord cu tine, îți mulțumesc foarte mult. Îmi pare foarte bine că reușim să vedem și partea practică a acestor dotări de care a beneficiat instituția. Ori dezvoltarea zonelor rurale este o prioritate, în special pentru proiectul Devram despre care astăzi vă povestim. Revin la doamna Sajin ca să o întreb, ca să o rog de fapt să facă un apel pentru viitorii elevi care vor veni în instituție în anul ce urmează. La ce specialități cu predilecție îi așteptați? Eu vin cu un îndemn către toți elevii absolvenți acum ai gimnaziilor. Avem meserii foarte frumoase în instituția noastră. Dacă unele instituții deci pun accent doar pe un domeniu de activitate, în instituția noastră avem trei domenii, avem comerț, avem alimentație și avem agricultură. Sunt toate meseriile care se învață în instituția noastră, sunt cotate pe piața muncii. Avem parteneriate frumoase cu parteneri care foarte activi, care sunt deschiși pentru a-i angaja ulterior. Deci, dragi absolvenți de gimnazii, vă așteptăm la următoarele meserii: controlor casier, vânzător, bucătar, cofetar, apicultor și nu în ultimul rând floricultor. Ați văzut că avem condiții bune, avem și multe facilități pentru elevi. Elevii beneficiază absolut toți, sunt cu instruire de la buget, beneficiază de bursă, alimentație de două ori pe zi și toți cei care au nevoie sunt cazați în cămin. Vă mulțumesc foarte mult, sper să fie cu succes acest apel pe care l-am dat. Mulțumesc încă o dată pentru găzduirea acestei vizite. I-am mulțumit doamnei directoare a Școlii Profesionale din Bubuieci, aici unde ne-am aflat astăzi în această transmisiune, ca să vă arătăm oportunitățile de care a beneficiat învățământul profesional și faptul că, iată,
s-a făcut un pas înainte și unul important pentru atractivitatea și dezvoltarea acestui domeniu în Republica Moldova. Dragilor, campania UE pentru Moldova Rurală nu se oprește aici, ea va continua, iar noi vom reveni și din alte instituții similare ca să vă arătăm ce s-a întâmplat în proiectul dezvoltarea localităților rurale din Republica Moldova. Proiectul DEVRAM implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica și Donau-Soia. E frumos să vedem că viața locuitorilor din zonele rurale se îmbunătățește, iar dacă aceasta pornește de la educație, înseamnă că un pas foarte sigur înainte a fost făcut. Vă urăm o zi minunată, o săptămână productivă în continuare și rămâneți alături de noi, urmează și alte transmisiuni la aceeași temă și cu rezultate frumoase. Numai bine!